Salut Trader, este data de 10 august. Da, în video de astăzi o să vorbim despre euro-dolar, euro-jpy și evident aur. Încep cu euro-dolarul. Spuneam într-o analiză scrisă la un moment dat că putem specula că s-a format un head and shoulders începând cu luna iulie anul trecut, deci undeva la un an de zile. În momentul de față, după cum vedem, euro-dolarul nu prea are forță să treacă, deci 1.19 pare tavan destul de bine, destul de solid în cazul euro-USD. În acest moment observăm că această linie de trend, deci neckline-ul head and shoulders este spart și euro-dolarul are în față acest nivel orizontal de suport de undeva de la 1.17. Dacă vom scădea sub 1.17, mă aștept la continuare, iar targetul meu este undeva la 1.14. Doar dacă avem cumpărare susținută peste 1.19, putem să spunem că am fi bullish. Până atunci price action în cazul euro-dolar este bearish. Euro-jpy. Euro-jpy, după cum observăm, de la începutul lunii iunie a început să scadă. Trendul este destul de clar descendent. Mai mult se pare că se formează un triunghi simetric și aici dacă euro-jpy va scădea sub acest minim de undeva de la 1.2920, putem să ne așteptăm la continuare, iar targetul poate fi undeva la 1.26. Dacă ne gândim și la faptul că euro-dolarul ar putea să scadă și aici este probabil să se devalorizeze euro. Aurul. Bun, deci în cazul aurului am spus și ieri, eu sunt extrem de bearish și odată ce acest suport a fost spart de undeva de la 1760 a fost spart, am devenit extrem de bearish. Dacă o să ne uităm pe termen mai lung, vedem că și această linie de trend pe termen lung a fost răpunsă. La fel ca și ieri, puteți căuta oportunități de vânzare undeva la 1760. Eu deja am intrat în tranzacție, nu știu dacă va atinge 1760, așa că am deschis o poziție mică, să spunem. În cazul în care va ajunge la 1760, voi vinde din nou. În cazul aurului, doar dacă va trece peste 1795-1800, putem să ne îngrijorăm cu shorturile. Până atunci trendul este clar și este puternic descendent. Cam atât pentru acest video. Ne vedem mâine. La revedere!